Tare mult, am venit în bucătărie pentru că vreau să și mănânc acum că am făcut mișcare. De obicei, la ora asta nu prea fac mișcare, doar mănânc ceva bun și am ce să mănânc astăzi pentru că Majda este lângă noi! Bună ce dimineața, bună dimineața! Bine, ce faci frumusețe? Bine, uite, am dansat. Mi-a plăcut. Ce a venit cu Emilia cu energie aici. Ana, toată Emilia. Săraci băieți, sunt transpirați. Da. Dar nu sunt aici ca să-și tragă suflu. Nu-i problemă, da. Că până atunci noi ne apucăm ce de gătit. Ce bun astăzi? Astăzi o să facem o mâncare de cartofi cu carne de vită. Mâncărică de cartof. Mâncărică de cartof, dar foarte simplu, deloc costisitoare. Și o să fac și un orez în stil turcesc. La unt. Pentru asta o să avem nevoie. Așa. Haideți să încep cu orezul pentru că este foarte simplu de făcut. Eu am luat un orez cu bob lung pe care o să-l hidrateze, pun apă călduță, da? O să-l las vreo 10-15 minute. Uh-huh. Exact. Acesta este, știți că v-am mai dat eu o rețetă în care foloseam fideaua pe care o trageam la unt și devenea rumenă. Acum am luat un fel de paste. Le găsiți în supermarketuri. Asta nu e orză din ăla? Sau cum se numește? Nu știu exact cum se numește, da, e un pic mai mare. Exact, este foarte delicios. Îl tragem la tigaie până devine ușor auriu, așa. După care vin în completare cu orezul, pun neapărat unt și foarte puțin ulei de măsline, sare și asta este tot. Prima dată o să mă apuc de gătit carnea. Da. O las până se face. Zeama aceea nouă o să o arunc. După care o să adaug ceapa, ardeiul, ce mai am eu aici, ceapa verde. Cam astea sunt ingredientele pe care le voi adăuga. Am cam un kilogram de cartofi. Voi pune și cartoful, sare, boia iute, fulgi de chili. Cam asta este tot, adică nimic complicat. Perfect, mulțumim tare mult, Majda. Ne apucăm de treabă. Că în bucătăria vorbește lumea. Este Majda, tot după cum ați văzut și mai devreme. Maj, ne faci bun astăzi. Da, n-am plecat, nu scăpați de mine așa. Înainte ușor să repetăm rețeta și să ne spui la ce lucrezi aici și de ce călești ceapă. Bravo. Vreau să ne spui dacă tu vrei să slăbești. Da, să știi, după ce am slăbit 30 de kilograme, 20 și tot așa, pentru că am avut oscilații, am tot oscilat. Tu ai slăbit 30 de kilograme, dar de ce aveai 15? Stai, eu am avut 90 de kilograme, acum am prezentat 60. Trebuie să caut poze cu Majda. Da, scrie Majda grasă, că și eu tot la fel ca... Nu, serios, așa scriu, când vreau să arăt, pot să scriu Majda grasă. Așa. Că... Și de cum ce? O femeie cu forme, adică, dar eu aveam încredere în mine, adică nu trebuie să ne ascundem, doar că este bine pentru sănătatea noastră. Asta este cel mai important, în afară de faptul că îți dă o încredere de sine mult mai puternică. Este foarte bine să ne ocupăm de aspectul fizic, în primul rând pentru sănătate. Fantastic. Și crede-mă, de atunci am grijă și la ce mănânc, de-aia când mă vede șurul, tu nu gust. Pot să gust, adică nu este niciun fel de problemă, dar dacă văd că am urcat 2-3 kg, imediat eu măsur. Punem frână. De ce ai slăbit? Noi vorbim și despre motivul pentru care am slăbit. Am slăbit pentru că aveam un rol în telenovele, iar atunci când filmam la Regina, mă ascundeam între fuste și nu era o problemă când aveam 90 de kilograme, după care am luat rolul de cadână și eram cea mai drăguță dintre soții, eram a treia. Și trebuia să slăbesc, deși... Era a treia? Era a treia soție, dar cea mai drăguță. Am înțeles. Felicitări că ai reușit să faci asta. Mulțumesc frumos. Și încurajez toate femeile să nu mai amâne acest moment dacă este important pentru sănătatea lor. Absolut. Pentru că e nevoie de foarte multă ambiție, disciplină și încurajarea celor din jur și o să reușească. Și e vorba și de bărbați aici, nu doar de femei. E valabil pentru toată lumea. Majda, și de bărbați, ce facem bun azi? Bun, astăzi facem mâncare de cartofi cu carne de vită, după cum vă spuneam. Haideți să repet un pic rețeta. Eu am avut undeva la 600-700 de grame de carne de vită. Părea o carne foarte mare pe masă, dar vedeți cum se strânge, de aceea recomand chiar până la 1 kg să folosiți ca să faceți o masă pentru toată familia. Am păstrat chiar și zeama care a rămas de la carnea de vită. Am făcut-o să fie bine făcută, după cum vedeți. Am scos-o, după care am călit ceapa, ardeiul verde, ardeiul gras și doi ardei capi am pus eu pentru gust. După o să vin cu cartofii și abia după cu carnea. Separat o să fac orezul turcesc, după cum vă spuneam. Aici avem unt deja? Am pus untul, da. Pun această... E tot un fel de paste, nu mai știu exact cum se numesc, dar țineți minte forma aceasta ca să o căutați în supermarket. Așa, las că îi dăm noi de cap. Da, o să caut și o să vă spun, știți deja sinceritatea mea. Și se umflă aici, nu? Nu, el trebuie nu o să se umfle, doar o să se rumenească, după care o să vin cu orezul pe care l-am ținut în apă, undeva la 15 minute. O să adaug și orezul, sarea și asta este tot. La orezul acesta o să pun apă cam... 700 de mililitri de apă. De eu tot timpul 15 minute, exact. 15 minute, da? Da. Bine, Majda, vreau să continuăm evident rețeta, dar vreau să-ți atrag atenția. Ce am făcut? A venit un mesaj de la Anca pe WhatsApp.
Și Anca este așa. Doamna Majda! Începe cu doamna Majda. Bate inima doamna mai tare. Doamna Majda, se poate? I-ați promis lui Șurubel, pentru că luni a lipsit din emisiune, că-i păstrați? Nu, Pide, dar nu am zis că-i păstrez, că o să-i fac. Și chiar o să și fac unde sunt? Incredibil cât de atenți sunt telespectatorii noștri. Vezi că și nu ratează mă bucură nimic. Foarte mult. Vă mulțumesc, doamna Anca. Uite-te aici și ceri scuze lui Șurubel că se uită la noi. Șuru, știu că tu mă ierți în momentul ăsta. Deja îmi frec mâinile pentru că am emoții, dar eu o să-ți fac. O să-ți fac, o să se ducă Cornel și o să-ți fac, nu da, astăzi. Dacă vrei să guști și tu din ele. Ha! Da, o să vă certați în pauză, presim. O să fac o nebunie și o să plec eu în bucătărie. Da, nu tu, Bogdan. Ce crezi că eu nu știu să plec în bucătărie? Fii atent, ăsta sunt eu plecând. Ia uite-mă, uite-mă cum mă îndrept către bucătărie. Stai să nu mă împiedic. Și aici sunt eu așteptându-te, sper că nu mă cerți. Maji, acum că am rămas numai noi doi. Eu nu sunt un om care se enervează de pe tine. Ești atât de pașnic și ești atât de bun. Știu, lasă, faci tu pinde când vrei tu pentru mine. Mulțumesc, dar eu cred că astăzi o să mănânci. Uite, o să fac o magie și sigur o să mănânci astăzi pide. Mi-a promis Maji luni că îmi face și mie pide turcești și astăzi îmi dă altceva. Astăzi îți dau mâncare de cartofi cu carne de vită, după cum vezi, am făcut-o. Mâncarea aceasta poate fi gata într-o oră, știți când m-am apucat și vă uitați la ceas și vedeți când am terminat. Așa că vă invit să o faceți și voi acasă. Am făcut lângă un orez turcesc. Mi-a spus Cocuța cum se numește. Ce înseamnă? Eu știu, și nu numai Cocuța, ți-au scris și telespectatorii. Se numesc orzișori sau orzo. Sau urzișor, da. Eu ziceam orzo. Orzo se numește, așa. Exact. În turcă mai ziceam pirinci sau genul acesta. Dar de ce e special orezul tău? În primul rând, nu se face la fel cum se face pilaful, pilaful nostru românesc, sau orezul pur și simplu când în acela basmati, ai pus apa, puțin ulei, sare și gata. Mai întâi trag acest orzo în unt, devine ușor auriu așa, după care... Mirase un pic orez cu lapte, să știi. Da? Nu ți se pare? Nu. Sau... Dar nu pun are lapte. Nu e cu lapte, nu, dar are un miros așa... De la unt. Da, de la unt, nu? De la unt și trebuie făcut la foc mic să scadă, să fie așa bob cu bob. Iar normal mai trebuia un pic lăsat ca să se umfle natural. Nu-l... Deci asta a fost orezul. Carnea... Acesta este orezul. Carnea prima dată am tras-o la tigaie, după care am scos-o, am venit cu ceapa, toate legumele pe care le vedeți în farfurie, respectiv ardeiul, capia, ardeiul gras verde, cartoful și cam asta este tot. Să știți, am pus o lingură de pastă de tomate, apă în completare. Arată minunat. Și... Este, mi se pare, și o mâncare foarte ușor de făcut, exact, deloc da. Costisitoare și da. Sățioasă și pentru întreaga familie. Hai că le-am completat pe toate. Bine.